Bine v-am găsit la interviul de Defense Romania. Sunt Val Vâlcu, discut cu domnul comandor în retragere Eugen Niculae și cu domnul director executiv Viorel Manole, patronatul industriei de reprezentant al patronatului industriei de apărare 4000. Despre războiul din Ucraina, armamentul modern folosit acolo, cum reușește o armată mai mică, mai puțin faimoasă decât Armata Roșie să facă față agresiunii rusești, să câștige chiar în jurul Kievului, să scufunde, domnule comandor, crucișătorul Moscova. Este război electronic, sunt roboții, sunt noile arme, soluția, aduc victoria într-un război clasic, cum se întâmplă în Ucraina, chiar dacă unii îl numesc operațiune sau doar operațiune militară specială. Da, în primul rând vă mulțumim pentru invitație. Cred că trebuie să începem prin a spune că armata Ucrainei nu este chiar o armată mică. Și dacă tot vorbeam de Moscova, a fost construit în Ucraina. Deci și în orașul natal al domnului director circulau niște nave rapide, așa numitele rachete cu motoare extrem de puternice și cu aripioare se înălțau. De fapt, pe brațul, da. Pe aripi portante. Și erau produse în Ucraina. Da. Nu, adică erau rusești, cum spunem noi, veneau din URSS, dar ele erau produse în șantiere ucrainene. Navele purtătoare de rachete. Și motoarele erau în industria ucraineană. Da, da. În primul rând, determinarea ucrainenilor este foarte clară. Armata lor nu este o armată mică. În ultima perioadă ei s-au antrenat alături de forțe NATO și chiar au avut acces la tehnologie. Citeam de curând că au achiziționat așa numitele drone sinucigașe din Statele Unite, pe care s-au antrenat să le folosească. Și, după cum se vede, fiind o armă relativ nouă, dronele, de fapt, pot îndeplini mult mai multe roluri decât a fi un mijloc de atac, aducând informații de intelligence, imagini din teren, comunicând cu solul și indicând poziția țintei către diversi vectori de atac. Am văzut filmul american Ochi din Cer, cum loveau, cum supravegheau din undeva dintr-o locație secretă din Statele Unite, mergea omul la program, se așeza ca la birou, la o consolă și dirigea o astfel de dronă care, dacă era cazul, și bombarda, dacă nu doar observa în Irak sau în Afganistan. În funcție de nevoile misiunilor pe care le aveau de îndeplinit. Sunt aceste drone comandate din afară, din alte țări, poate din Statele Unite? Dronele pot fi comandate ca orice mijloc de luptă care are comandă control în spate, poate fi comandat de oriunde din lume. Dar inclusiv pot fi preprogramate. Inclusiv, bine. Sunt mai multe... Inclusiv să zboare, deci au o hartă digitalizată pe care o au la bord și, bineînțeles, au un computer de bord și de navigație care îi permite să se ducă pe anumite traiecte prestabilite, bineînțeles, comanda de la sol, permițându-i să intervină sau să o autodistrugă atunci când există riscul de a fi capturată de către inamici. Deci poți să o comanzi în principiu de oriunde, asta nu înseamnă că o distanță gen Statele Unite, Ucraina nu va mai trece prin niște așa zise relee, dar de asemenea, bineînțeles că chiar și noi în România, deci România, vreau să vă informez că în 2016, când în sfârșit am realizat după necazul Crimeea din 2014 că
Ucraina cu armată, cum spunea colegul meu, deloc mică, o armată mai mare decât armata României și mai mare și decât armata poloneză. Aproape 200 de mii de soldați. Deci cum s-a putut ca peste noapte să Crimeea să fie ocupată? Atunci am început să ne aducem cu toții aminte, nu că nu știam, că îți trebuie un creier care să coordoneze și navalul, și aerul, și terestru. Deci acel sistem C4 de care ați auzit dumneavoastră este exact creierul care permite comunicarea, sincronizarea, comanda tuturor echipamentelor pe care le ai pe diverse teatre. Deci în momentul 2016, când ne-am dat seama că totuși ar trebui să avem și noi un creier pentru aceasta și am făcut o hotărâre de guvern care chiar a parcurs primii pași pentru sistemul C4ISR. C4ISR însemnând, bineînțeles, și tot cum spunea colegul meu, și vectori și senzori. E, la momentul acela, în România, și vedeți, printre programele majore ale Ministerului Apărării, care sunt trecute și prin Parlament și prin și prin CSAT, avem și acolo, vorbim de UAV-uri tactice. În 2016, în România, s-au făcut specificații pentru așa ceva. Pentru că ne-am dat seama și tot atunci am început și să ne gândim și noi, și bineînțeles și alții, la antidrone. Deci, cunoaștem, din nefericire, am avut surpriza cu Crimeea, avem surpriza acum aceasta și, ce să vă spun, în continuare, nu vreau să reclam pe nimeni, dar timpul ne apasă, Rusia ne apasă, trebuie să dăm drumul la acest C4, la acest C4 al cărei hotărâre de guvern am avut-o, ea există, capabilitatea de a fi realizată în România cu un soft românesc care să nu aibă un backdoor cum probabil a avut cel al ucrainienilor în anul 2014. Avem și suntem foarte buni în soft, deci putem oricând, avem chiar și o hotărâre de guvern 1157 din 2013, prin care a fost aprobată strategia Industriei Naționale de Securitate, în care sistemele C4 se prevedea trebuiesc realizate în România. Exact pentru a evita surprize de genul acesta. Deci acest C4, de fapt, să știți că, în afară de faptul că este creierul, care acoperă în timp real, pentru că noi vorbim în timp real, războiul este în timp real, nu avem timp să învârtim la manivela unui telefon de ăsta de campanie. Deci în timp real îți acoperă comunicarea, luarea deciziei și lansarea oricărui mijloc. De asemenea, tot în acest sistem C4 ai și toți senzorii. Că sunt infraroșu, că sunt senzorii de pe nave, că sunt senzorii de pe vehiculele terestre. Moscova, de ce a fost scufundat de o rachetă Neptun? Pentru că nu a avut mijloace anti-rachete. Domnule comandor, să o luăm pas cu pas. Crimeea, chiar să spunem că nu aveau sisteme de acest fel, nu reușeau să integreze, dar nu s-a tras un foc de armă? Sau dacă au fost câteva schimburi de foc? Da, atitudinea populației e alta acum. Cred că unul dintre motive este și faptul că o mare parte din populație era de partea agresorilor, care contează foarte mult. Într-un teritoriu care se vrea a fi ocupat, nici nu trebuie să se tragă focuri de armă. Iată, în cazul, e celebrul aliniament CARP, când un comandant de companie sau de pluton a spus până aici, până la Putna, de aici deschidem focul împotriva rușilor, orice ar fi, atunci când în 40 au fost
în urma ultimatumului Silit să se retragă și rușii ar fi înaintat poate până la Suceava, dacă nu-i oprea nimeni, pe ideea teritoriului, a faptului împlinit. Am ajuns până acolo, asta e. Și a decis singur un comandant, acest erou, să răspundă cu foc, să oprească înaintarea pe riscul lui. N-a mai așteptat, n-avea sisteme de comunicație, de comandă, nu avea... Nicio, acum eroii sunt de respectat, dar nu... Păi în Crimea nu s-a găsit niciunul. Dar acum nu mai poate, deci nu poți cu un asemenea. Da, elementul surpriză de atunci nu s-a mai repetat. Nu existau sateliți, nu s-a observat adunarea, masarea de trupe. Cum de-a surprins pe toată lumea în 2014? Rusia azi n-a mai reușit. Erau semnale încă din decembrie, iar în ianuarie se spunea cu subiect și predicat că masează trupe pentru a invada Ucraina. Sunt alte timpuri, oricum. Ce s-a întâmplat atunci a fost într-adevăr un element surpriză pe care ei au mizat și acum, dar care nu s-a mai repetat. Și probabil că pe undeva guvernul ucrainian se aștepta atunci la această mișcare în speranța că se vor opri acolo. Adică nu va continua niciodată și, drept urmare, an bun de zile nu s-a mai întâmplat nimic. Dar chiar și acea mișcare a fost... Da, ucrainienii nu s-au lăsat pe tânjală, probabil că efectele... Nu, se vede că au învățat din lecția Crimeea, dar aici iarăși v-aș sugera și am discutat cu mai mulți colegi. Nu trebuie, acum suntem foarte impresionați, pe bună dreptate, de ororile care se întâmplă, dar totuși sperăm cu toții că se va termina și va începe reconstrucția. Nu trebuie să neglijăm deloc aspectul extrem de mercantil și de comercial al unui asemenea război. Vă rog frumos să vă aduceți aminte că în toate târgurile de armament, toate expozițiile, în toate negocierile care se poartă între guverne, întotdeauna există niște întrebări care sunt obligatorii. Deci prima întrebare este: armata ta, tu care vrei să-mi vinzi mie o rachetă tactică, armata ta a cumpărat-o? Este prima întrebare. A doua întrebare este: dar acest produs este battle-proof? A fost testat în luptă? Vreau să vă spun că s-au strâns mulți ani. Chiar dacă am avut un război în Golf în 1990, care putem spune că a fost un război în care s-a testat eficacitatea rachetelor, pentru că la un moment dat se spunea, domnule, ăsta este, cel puțin cum a început, este războiul rachetelor, rachete tip Scud, care până la urmă nu au reușit să încline balanța nici de partea irachienilor, nici de partea coaliției condusă de Statele Unite. De atunci am mai avut conflictele din Siria, am mai avut conflictele din Libia. Marii producători de echipamente militare, în primul și în primul rând, doresc să-și testeze ei în condiții reale de luptă, echipamentele pe care le introduc în dotarea proprie, dar după aceea le propun pentru export. Deci, până la urmă, un război de genul acesta, cred eu că o altă motivație, în afară de motivații complet neverosimile ale președintelui Putin, este și faptul că s-a ajuns la o maturitate și la o competiție între sistemele de armament care impuneau testări reale în luptă pentru ulterioare tranzacții comerciale. Uitați-vă că acum Ucraina a folosit rachetele hipersonice Kinzhal. Ei până acum, rachete de tipul acesta, se știa despre ele, se știa despre dezvoltarea lor, rușii.
se știa despre ele, se știau că au fost omologate, dar nu au fost niciodată utilizate în realitate, în Battleproof. În afară de, deci dacă s-a plecat, cum spuneam, în războiul din Golf cu rachete balistice, acum am început în războiul acesta să venim cu rachete de croazieră, cu rachete hipersonice și cu alte tipuri. De ce acum totuși rușii atacă în principal convoaiele de armament și de echipamente vestice? Tocmai ca ulterior să spună, eu am o superioritate asupra armamentului veste. Deci, totuși, n-aș neglija. Atacul convoilor care transportă armament, nu e o superioritate tehnică a armei în sine. Hai să luăm cu spune. N-aș neglija aspectul viitor, pentru că se va termina războiul, sperăm. Sperăm că se va termina. Poate se va termina cu agresori de genul Rusiei. Poate ar fi cazul să devină ultimul război din Europa. O situație nemai întâlnită. Nu se aștepta. Se credea că Europa a depășit faza conflictelor de acest gen, a luptei cu topor. Nu știu, am evoluat de la vânătorul primitiv care ia prada de la vecini și reușim atât pe planul diplomatic, cât și cel al amenințării, până la urmă, al politicilor acestea, de amenințare reciprocă cu distrugerea, cu anihilarea. Echilibrul terorii era numit în timpul războiului rece. Am reușit să depășim perioada tribală, când ne băteam unii cu alții pe stradă sau invadam localitatea vecină. Iată că nu, și e momentul, poate să se pună punct astfel unor astfel de comportamente, deci să nu se accepte un armisticiu, să meargă și chiar să merge. Decarbonizarea practic înseamnă să lase Rusia fără resurse. Dacă nu mai vinde gaz și petrol, mai contează pe plan mondial. Din păcate, nu produce tehnologie, sau dacă produce tehnologie militară, iată, a fost făcută praf în Ucraina. S-a prăbușit mitul Marii Armate Roșii. Păi, era mare, nu era și bună. Haideți să o luăm așa. Deci, dacă s-ar folosi drone, dacă dronele ar fi dirijate din afara spațiului ucrainean, ar putea tehnologia să dovedească acest lucru, să vadă de unde vine semnalul, sau ele au comunicații codate, cifrate, dovedi nimic? Chiar dacă au comunicații codate, că vorbeam mai devreme de, așa zis, un război electronic, care incumbă un set de măsuri tehnice și organizatorice. În partea de măsuri tehnice, întotdeauna există atac și apărare. Deci cine pregătește noi metode de protejare a comunicațiilor, de îmbunătățirea vectorilor electronici, trebuie să aștepte în același timp ca să vină o reacție prin care ele să fie decodate, cum spuneați, bruiate, întrerupte. Și n-au reușit să le brueze, dimpotrivă. Sunt identificați comandanții, sunt interceptate. Da, pentru că ei nu au avut timp să pregătească și nici nu s-au dus în direcția de a pregăti o tehnologie antidronă, anti-UAS, cum îi spuneam noi. Și aici a fost dezavantajul lor. De aia s-au jucat dronele cum au vrut. Pentru că ei nu erau pregătiți cu sisteme antidronă, probabil crezând că dacă au pus piciorul, că de fapt ei asta au făcut. Indiferent, războiul poate fi dus pe toate planurile, economic, cibernetic, de toate felurile. Dar ei, până nu pun cizma pe teren, nu consideră un conflict că înaintează în favoarea lor. Și atunci nu s-au concentrat pe noi tehnologii și pe noi sisteme anti-dronă, cum spuneați mai devreme, ci pur și simplu au crezut că dacă intră cu tancurile și cu soldații, lumea o să dea la o parte. 42. Cumva și împotriva curentului, care spunea că războiul nu o să mai fie niciodată,
terestru. Au trecut 80 de ani. Exact. Dar uitați că s-a întâmplat. Și ei nu s-au așteptat de să aibă o rezistență. Sunt. Să vor fi în scurtă vreme, vom fi consemnat 80 de ani de la Stalingrad. Totuși s-au schimbat tehnologiile, s-a schimbat societatea. Mergi tot cu tancul. Care tank între noi, fie spus, era extrem de vulnerabil. Am văzut că erau protejate cu cartoane în loc de... Da, dar fiind multe, ei găsau pe... și pe americanii la un moment dat au o expresie care spune going big. Adică cât mai mulți. Prin număr. Exact. Păi da, overwhelming. Și au mizat pe încercuirea și Kievului și faptul că îi pun pe fugă pe conducătorii ucraineni. Sunt niște strategii și niște tactici vechi. Vechi. Care nu sunt în concordanță cu nivelul tehnologic al armamentului actual, care trebuie să recunoaștem, chiar și rușii îl au, dar tactica cu care venim. Haideți să ne uităm în 90, sunt 20, sunt 30 de ani, nu? Păi acolo americanii când au intrat în Kuwait, au intrat după ce au făcut praf totul cu aviația. Nu a călcat picior de picior de soldat până nu a fost totul ras cu aviația. Aici tactica rusă este, din fericire, o tactică veche în care chiar particip la luptă de stradă, o luptă de stradă în Kiev, în Mariupol, așa ceva este de neechipuit. Noi vorbim de amenințări asimetrice, de război hibrid. Aici e problema. De război hibrid și folosim tactici din al doilea război mondial în condițiile în care tu totuși, iar ceea ce spunea colegul și bine a spus, se pare că dronele, UAS-urile sunt mult mai eficace într-un război modern decât și-au imaginat. Noi am început la nivelul Uniunii Europene, mi-aduc aminte, eu am participat ca 4.000 la ședințe ale European Defense Agency, unde acolo se stabilesc prioritățile capabilităților europene. Și undeva prin 2016 am început să vorbim despre UAS-uri și despre antidrone. Nu mi-am imaginat că măcar cu serviciile de informații rusești, care totuși se pare că sunt destul de eficiente, ei nu s-au orientat către partea aceasta, pentru că o dronă, pe lângă faptul că, exact tot cum spunea colegul meu, este de fapt multirol. Ea poate să facă și supraveghere, poate să facă și spionaj, poate să facă și comunicație, fiind un releu de comunicație la distanță, poate să fie o armă în sine. Și avantajul cel mai mare este că este greu detectabilă de către radarele de apărare aeriană. Odată că poți zbura și jos, unde radare de joasă altitudine nu prea avem, noi am introdus gap filler-ul, dar mai avem de lucru, odată că poți zbura și jos, și altădată au suprafețe care nu permit, deci când vorbim de stealth, poți să folosești o tehnologie stealth inclusiv la drone, dar aici vă spune... Domnule comandor, vreau să vă spun că avea de... Vă rog. Spuneți, nu întrebați. Dacă ne referim la Moscova, au zburat cele două rachete la câțiva metri de nivelul mării. Nu puteau fi detectate decât la lansare. Aici lucrurile sunt clare, au apărut informații cu momenile aruncate spre acea navă, spre crucișător, în vreme ce rachetele au venit și au nimerit chiar în magazia de muniții. Pe ucrainieni, i-au ajutat americanii dându-le informații din satelit sau din sky, from the sky, despre anumite ținte. În cazul ucrainienilor s-a întâmplat. Rușii nu au avut un astfel de sistem și revenim la faptul că ei nu sunt pregătiți din punct de vedere al tehnologiilor cu ceea ce se întâmplă acum. Pentru că dacă ei aveau localizată
mijloacele de lansare a acestor rachete și le vedeau că se mișcă, că se mobilizează, că se adună, că se pregătesc de lansare, ar fi știut să-și pregătească armamentul la bord, pentru că să știți că la bord ei au două tipuri de... la toate navele. Dar asta în special avea două tipuri de sisteme. Unul pasiv, de lansare de chaffs, flare-uri, niște bucățele de staniol care să devieze racheta. Capcane. Și closing weapon support, care este un tun cu 6 țevi de 30 de milimetri, care are o cadență un foarte ca o mare. Și care ca nimerește, să zicem, nu de întâmplare, creează o ploaie de... Un nor de proiectile și... E destul de mare. Racheta Neptun este o rachetă destul de mare. Putea foarte ușor fi contracarată. Numai că acolo eu cred că s-au întâmplat și alte lucruri de, vă spuneam mai devreme, de metode de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile organizatorice lasă de dorit. Și disciplina din fericire. Nu, eu vorbesc ca marinar. Mie îmi pare rău când se scufundă nava. Disciplina, lipsa de pregătire, lucru care se vede și la sistemele achiziționate în România. Noi am livrat mai multe tipuri de sisteme în România. Numai la achiziție intră și un pachet de training. Știm cum se mișcă... Ne referim la industria românească. La industria românească, da. Noi? Știm cum se mișcă rotația cadrelor. Și stau 6 luni de zile, pleacă, cine vine nu are timp să ia în primire, nu se predă mai departe, nu se face train the trainer, ca pe urmă cineva să-i pregătească pe cei care vin și se trezesc cu sisteme întregi pe care nu știu să le opereze. Sau nu știu să le opereze la adevărata valoare a sistemelor. Ceea ce este foarte periculos. Al doilea lucru, care cred că s-a întâmplat și în cazul acestei nave, este lipsa de mentenanță și de întreținere a acelor echipamente. Pentru că este de ajuns să nu întreprinzi o măsură de mentenanță la timp, n-ai dat cu vaselină o manetă, da? Ca în momentul în care ai nevoie de aceea să nu mai funcționeze. Lucrul ăsta nu se are în vedere nici la computerele nu depășesc această problemă. Computerele nu pot depăși spitale, mecanica. Păi nu, dar în spitale, de exemplu, este la Fundeni, la TI, un astfel de sistem în care nu permite greșeală. Adică asistenta spune, am administrat 3 grame de soluție. Bifează, altfel computerul semnalează. N-au fost administrate medicamente. Acesta este rolul oricărui ERP. Deci toate sistemele ERP. Stați puțin să vedeți că vaselina de pe manetă. În suita de aplicații de comandă-control, care are la bază un framework, unde sunt niște aplicații și niște module obligatorii din punct de vedere al standardelor NATO, mai sunt sertare goale în care urmează să se adauge diverse facilități, cum ar fi logistica. Deci suportul logistic este unul dintre aceste module, care e un modul ulterior, care depinde de cultura fiecarei armate și care nu ține de framework obligatoriu conform standardelor NATO. Ăsta este unul dintre ele. Modulul de Intel, la fel, de inteligență. Într-un final, ca să ajungem la a acoperi toate aceste nevoi de care spuneți dumneavoastră, ca acel computer să-i spună, băi, vezi că nu ai dat cu vopsea la timp pe aia și a ruginit și s-a terminat, mai durează. Noi, în primul rând, trebuie să implementăm... Hai să rămânem la ruși. Au un singur portavion ruginit care este la depo în momentul de față. Da, ar fi trebuit să mai aibă un port-elicopter franțuzesc. La dimensiunea acelei navi este și foarte greu de întreținut. Plus că era și destul de veche. Eu am extras niște informații referitoare la datele la care a fost comisionată nava lansată la apă, relansată la apă. Este o navă destul de veche. Adică... Eu zic, și nu puteau, dacă tot îl țin în garaj pe acel portavion, să pune echipaj, să este exclus. Aloce mai multe resurse acestei revitalizarea unei nave într-un conflict pe care ei și l-au dorit a fi foarte scurt, durează foarte mult. Deci ar fi trebuit să o facă mult înainte de a lansa acest conflict, pentru că altfel, ca să readuci o navă pe linia de plutire cu armament, este o muncă extraordinară și costă enorm. Uitați-vă la submarinul nostru, Delfinul din Portul Constanța. Nici nu vreau să mi-aduc aminte despre submarinul Delfinul, pentru că în momentul în care... Un exemplu real. Urma să aderăm la NATO, eu făceam parte din grupul de negociere
pentru mijloacele care urmau să rămână în dotare. Noi la Mangalia, la un moment dat, aveam o bază militară unde aveam peste 36 de vedete torpiloare pe aripi portante și cu 4 tuburi lanț-torpilă, care aveau un armament pentru dimensiunea navei, care avea lungime de 36 de metri, extraordinar de puternic. Turnuri de 30 prova pupa, tuburi lanț-torpile, câte două pe fiecare bord. Acele nave, dacă ies în formație, să atace un convoi sau o navă de tip Moskva, o fac în așa fel încât contracararea lor devine aproape imposibilă. Pentru că e greu să ataci sau să răspunzi la un atac dat, de exemplu, de 12 nave care lansează simultan câte 4 torpile. Ori acelea s-au dorit a fi scoase din dotarea marinei și la momentul respectiv în Mangalia au mai rămas 4 nave purtătoare de rachete. Mă rog, și nu mai intrăm acum neapărat deci, în... Neapărat dar ce spune, asta este un alt aspect care, datorită dumneavoastră emisiunii și că avem bucuria să ne invitați, îl ridicăm decidenților noștri militari. Pentru că aproape cu toate sistemele pe care le achiziționează armata română, fie că sunt din România, fie că sunt din străinătate, partea de resurse alocate mentenanței fie este extrem de mică, fie lipsește cu desăvârșire. Vreau să vă spun că acum 6 ani am făcut un grup de lucru interinstituțional în care ne-am dat seama că nu există, discutând cu Direcția Financiar-Contabilă a Ministerului Apărării Naționale, unde amândoi am lucrat, nu există cont contabil pentru mentenanță. Deci să fi vrut să pui bani ca să faci o mentenanță conform caietului producătorului, de fapt nu aveai cum unde să-i pui pentru că nu exista contabilicește acel cont. Asta este o mare nenorocire pentru că achiziția în sine este de fapt vârful icebergului. Restul, operare, suport, unde este și mentenanța, este sub apă. Ori noi o neglijăm pe aceea și o neglijăm pe aceea și avem necazuri și mai mari cum am avut și cu pandemia. În momentul în care din faza de achiziție inițială nu introduci industria locală ca să preia prin transferuri tehnologice partea de mentenanță, în momentul în care se închid granițele din cauza unei pandemii, din cauza unei alte nenorociri, degeaba vei aștepta specialistul american sau german sau italian să-ți vină, să-ți repare și să-ți o aducă în stare de operaționalitate, pentru că ăla nu va putea să vină. Dacă ne referim la... Ori rușii au problema asta cu mentenanța și ei. Despre asta vreau să vorbesc. China are blocat portul Shanghai. Sunt componente în armele moderne pe care rușii nu le produc și le importă. Dispozitive, chipuri, tehnologia. Aici este o problemă de care ar trebui să ținem cont și în România și să aducem industria la produce cât mai mult în țară. Am fost într-o altă țară apropiată nouă, riverană Mării Negre, și am văzut cum au început să-și facă propriile procesoare. Au fabrici de procesoare, fabrici de plăci de bază, de hard discuri, de tot. Deci, la un moment dat, la ieșire din fabrica respectivă, mi s-a spus, noi, aici, în țara asta, nu mai avem nevoie să importăm nimic. Noi ne facem procesoarele, noi ne facem calculatoarele, noi ne facem muniția, noi ne facem sistemele de artilerie, tot la cheie. Și exportă și în Ucraina, am văzut dronele respective la lucru. Ați intuit unde a fost. Vă mulțumesc, domnule comandor. Domnule director, noi vă mulțumim. Noi vă mulțumim.